everybody stand? Please, could everybody switch off their mobile phones or put them on airplane? No telephones, please, during the ceremony. Thank you very much. Okay, would you please play the music? Registering the marriage today. Please be seated. Please sit. We are here today to celebrate the marriage of David and Esthera. On their behalf, I would like to welcome everyone to Leeds Civic Hall and the West Room. I'm sure that it means a great deal to the couple that you can be here today to share in their happiness on this occasion. This place in which we are now met has been duly sanctioned according to law for the celebration of marriages. You are all here to witness the joining in matrimony of David Daniel Yanku and Esthera Mihai. If any person here present knows of any lawful impediment to this marriage, he or she should declare it now. Okay, I think that's long enough, don't you? David, Daniel and Esthera, before you are joined in matrimony, I have to remind you of the solemn binding character of the vows that you are about to make. Marriage, according to the law of this country, is the union of two people voluntarily entered into for life to the exclusion of all others. The purpose of marriage is that you may always love, care for and support each other through all the joys and sorrows of life. It is a partnership in which two people can pledge their commitment to each other. A solemn union providing love, friendship, help and comfort to you both throughout your lives together. Now, I'm going to ask each of you in turn to declare that you know of no lawful reason why you should not be married to each other. And Daniel, you chose to go first. Okay. So all eyes are on you. Daniel, please say these following words after me. I do solemnly declare. I do solemnly declare. That I know not. That I not not. That I know not. That I know not. Well done. Of any lawful impediment. Of any lawful impediment. Why I, David Daniel Yanku. Why I, David Daniel Yanku. May not. Be joined. May not be joined. In matrimony. In matrimony. To Esthera Mihai. To Esthera Mihai. Well done. Your turn now, Esthera. Okay, please say these words after me. I do solemnly declare. I do solemnly declare. That I know not. That I know not. Of any lawful impediment. Of any lawful impediment. Why I, Esthera Mihai, why I, Esthera Mihai, may not be joined, may not be joined, in matrimony, to David Daniel Yanku, to David Daniel Yanku. Well done. Now the moment has come for Daniel and Esthera
to contract their marriage before you, their witnesses, family and friends. Daniel, please say these following words after me. Please face each other, actually, and hold each other's hands to support each other. That's lovely. Okay, so Daniel, say these words after me to Esther. I call upon these persons here present. These persons here present. To witness that I. David Daniel Yanku. Do take thee Esther Mihai. To be my lawfully wedded wife. I promise to love and care for you. And to be faithful to you always. Well done, Daniel. Esther, it's your turn. Please say the following words after me. I call upon these persons here present. To witness that I, Esther Mihai, Do take thee, David Daniel Yanku, to be my lawful wedded husband. Well done. I promise to love and care for you. And to be faithful to you always. Well done. Daniel and Esther, you have both made the declarations prescribed by law and have made your promises to one another in the presence of your witnesses here today. It therefore gives me great pleasure to declare that you are now legally married. You are husband and wife, and let's all give them a round of applause. Now they need to concentrate because they're going to check the paperwork, but you can talk to each other, just don't tell them. Thank you.
Se non ci intrattenere la una palla salta. Ma di là del via. Ma di là se voi chi siete attratti. Ma di là te. Dimmi là. Ma di là ancora la che. Tu vuoi la cosa? Sarà risale. E anche tutto bene. No. A me sta strano duro. O Domnul Iisus te binecuvinti el, sare pralen, sare penen. Mangaste binecuvinti astumen în numele Domnului. Mulțumim le dăvlesche, calen, toan alături de cele două familii. Toas alături de bucuria lor, ai bucuria să mă abdies pentru bucuria lor. Mangaste uștia să îndepirende. Ca te întâmpini aste întreile eterni, o terno, în timpul acesta mare pral. O cântareția la odin le dăvlesc.
idileasa în timpul acesta, magaste întâmpiniați-le cu aplauzele noastre, cu așteptarea noastră, haite rostia să o rugăciune în dreptul lor. O Domnul Iisus te binecuvintele. Slavă Domnului Iisus!
domne cu ei. Ca o funii e împletită între ei. Ca o cepă prinde, doamne, aș vrea să le dai azi binecuvântarea. Împletită între bucurie azi în casa mea. Dumnezeu mi-a plinit dorința, mai am Doamne ceva ce-mi doresc. Mi-am copii mei să-i crezi, piatra vie din Sion, din Abasa. Gustați din Dumnezeu că Cel este bun, apropiați-vă de El. El este piatra vie, scumpă și aleasă, de neprețuit. Gustați din Dumnezeu că Cel este bun, apropiați-vă de El. El este piatra vie, scumpă și aleasă, de neprețuit. Fi dat de rușine, piața vie din Sion, e lăudă-mă nostru, Doamne. Cine se încrede în tine, nu va fi dat de rușine. Și ne-a dat un nume să fim un popor, o seminție aleasă, scumpă și curată pentru Dumnezeu. El ne-a câștigat și ne-a dat un nume să fim un popor, o seminție aleasă, scumpă și curată pentru rușine. Piatra vie din Sion, te lăudăm al nostru, Doamne. Cine se încrede în tine, nu va fi dat de rușine. Hai, Vasilică, chiar tu programul! Thank you.
Domnul Iisus, să binecuvinte-L cu mine. Cărasi rugăciunea pentru că ai si mândru, fie nuntă, fie slujbă în biserică, si mândru te începoți cu Domnul, ai te cărasi o rugăciune. O Domnul Iisus te binecuvinte la mari partașia, te binecuvinte la habe, ca eu și te servi azles, rodia vle prales le vasileas, o șapte, slujitorii tare în un castel, având în vedere că si eterniotar, adine de pastia de la găliniștea, Adin de pastia zalegă liniștia, rodi aptumente uștia sopran de pirende. Ai opralo Vasileas, înalți el pe oglasos, rodi el pe le devlesche. Hai binecuvinti el, amen, amen, hai o habe ca ai servi azles. Doamne, dată în această zi te chemăm pe tine, Doamne Iisuse. Te chemăm, Doamne, la bucuria familiei și a bucuria copiilor, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvintezi pe Daniel, Doamne, și pe Estera, Doamne. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi familia întregită, Doamne, să fie binecuvântarea Ta peste ei, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvintezi fiecare familie care a venit de departe și de aproape în această zi să iei parte la bucuria lor. Te rugăm, Doamne Iisuse, să fii Tu Domnul, Stăpânul în această zi peste bucuria familiei întregi, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvintezi mâncarea care astăzi vom servi, Doamne. Te rugăm, Tată, să binecuvintezi pe cei care s-au ostenit, Doamne, și noi cu toții, Doamne, să primim binecuvântarea Ta. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Vă mulțumiți. Puteți să vă reașezați locurile. Poftă bună la masă.
de Maia Cirio, are la ulei pentru 7 ani de România. Doamne, binecuvintează pe frații mei! Cântați și voi cu mine o cântare de mărire, să-mi chinăm lui Dumnezeu.
se cânt întotdeauna de îndurarea Domnului. Și ne-a spus să ai bunătate ce puțin în harul lor. Vreau se cânt întotdeauna de îndurarea Domnului. Și ne-a spus să ai bunătate ce puțin în harul lor. Și-o voi iubi mereu. Cântați și voi cu mine o cântare de mărire, să închinăm lui Dumnezeu. Tare iubesc cântarea, te alină întristarea, și-o voi iubi mereu. Cântați și voi cu mine o cântare de mărire, să închinăm lui Dumnezeu. Era minunghiți în acea vreme
N-avem frică, n-avem teamă, căci Domnul Iisus ne scapă. Thank you.
să binecuvinte El tine. Thank you.
bucur și la sufletele, Pavel și Sila era. Ghiță în acea vreme, e pe Domnul lăuda. Bucur și la sufletele, Pavel și Sila era. Thank you.
de Domnul. Pentru timp o voară întregi voi da, chiar dacă vei trece tu prin ape, apele nu te vor vedea. Nu te teme de foc Israele, nu te teme, nu te spăimânta. În curând tu vei vedea cu ochii pe toți urmașii la dreapta ta. O, Israel, pentru tine ta popoare. O, Israel, ești iubirea mea cea mare. O, Israel, pentru tine ta popoare. O, Israel, ești iubirea mea. Pe nume Israel, tu ești iubirea mea. Nu te teme de foc, Israel, nu te teme, nu te spăimânta. Curând tu vei vedea cu ochii pe toți frămașii la dreapta ta. O, prin Dumnezeu.
Maria Mesa. Salut ia strastini prezența. Am perio de lesi aveța. Salut ia strastini prezența. We'll be right back.